ați venit la un nou vlog. În vlogul de astăzi vreau să vorbim puțin despre respect. Despre ce înseamnă acest respect, despre cui îl datorăm și dacă îl datorăm cuiva, dacă se câștigă, care este treaba cu acest respect. Pentru că, din punctul meu de vedere, avem foarte multe preconcepții în acest aspect și în multe alte aspecte. Cred că poporul român are foarte multe preconcepții la modul general. În sensul că nu ne raportăm foarte bine în ceea ce privește felul în care ar trebui să fim noi în societate și nici felul în care ar trebui să gestionăm schimbările, evoluția, educația și mă refer aici la educația în ceea ce privește societatea la modul general. Pentru că da, învățăm foarte multe lucruri în școli, sistemul nostru de învățământ este unul foarte încărcat și învățăm foarte multe lucruri, atât utile cât și inutile, dar mai mult inutile. Dar învățăm foarte puțin despre ceea ce înseamnă simțul civic, ce înseamnă rolul nostru în societate și faptul că fiecare dintre noi avem un rol foarte important și influențăm societatea la rândul nostru. Și locul în care ne aflăm astăzi este în principal responsabilitatea noastră. Și avem acest fel de educație în care nu prea avem dreptul să ne punem întrebări și ceea ce se spune de ani de zile este automat bun pentru că vine de la bătrânii noștri și așa mai departe. Și cred că asta este în principal problema noastră cea mai mare, faptul că nu ne prea punem întrebări asupra lucrurilor. Atunci când dăm de o schimbare, de ceva ce se spune mereu sau de un obicei pur și simplu, nu ne punem niciodată întrebarea, este ok așa? Noi ca persoane, ca indivizi, nu suntem îndreptați către asta și asta cred că în principal pleacă din sistemul nostru de învățământ, unde faci ceea ce trebuie să faci, ridici mâna atunci când trebuie să vorbești. Cumva individualitatea persoanei respective este dată la pământ. Cumva trebuie să te măsori și să crești într-un anumit mulaj pe care societatea română ți-l impune. Părerea ta nu contează prea mult și atunci felul în care suntem educați și în ceea ce privește respectul tinde să întărească acest aspect. Pentru că noi credem despre respect în România în special, că respectul este ceva ce se câștigă ori cu poziția socială, ori cu situația financiară pe care o ai, ori gradul de rudenie îți oferă acest respect, în sensul că dacă ești bunic, automat toți ceilalți inferiori vârstei tale trebuie automat să te respecte, sau ca părinte crezi că copilul tău trebuie să te respecte pentru că este copilul tău și tu i-ai dat viață pe această lume, veșnica vorbă, eu te-am făcut, eu te omor. Și este o preconcepție. Pentru că eu vorbesc acum din experiența mea și eu am crescut tot în același fel ca toți ceilalți și cumva cred că aceste idei s-au păstrat cumva și din cauza faptului că mulți dintre cei din generațiile trecute au trecut prin perioada comunismului și inevitabil amprenta s-a pus asupra lor. Dar este responsabilitatea noastră, pentru că deja au trecut câteva generații bune de atunci, să începem să gândim, să începem să ne punem și noi amprenta asupra societății, pentru că este rândul nostru să facem asta. Avem privilegiul de a avea foarte multă informație la dispoziție, avem privilegiul faptului că mulți dintre noi au călătorit, au văzut alte societăți, au văzut evoluția mai multor popoare, au văzut felul în care tinerii sunt acolo, sisteme de educație diferite, civilizația de o altă formă, simțul civic pe care l-au alte persoane, felul în care își protejează comunitatea, faptul că sunt foarte uniți, felul în care se protejează dreptul la a avea o opinie, felul în care o conversație între două persoane de păreri diferite se desfășoară versus felul în care o persoană cu o părere diferită este tratată în societatea românească. Și atunci, cred că da, a venit momentul ca să începem să facem schimbările astea și cred că se puteau face de mult timp dacă oamenii ar avea această dorință de a face schimbare. Intenția vlogurilor mele pe subiecte de genul ăsta este exact aceasta. Nu vreau să spun că eu le știu pe toate sau că părerea mea este neapărat una perfectă. Cu siguranță și eu am mult de lucrat în multe aspecte, nu am o vârstă foarte înaintată, în sensul că n-am trecut chiar prin toate etapele vieții să le știu pe toate. Dar nici nu cred că cineva poate să le știe pe toate, pentru că experiențele noastre sunt diferite și cred că singura cale să ajungem să evoluăm este să ascultăm tot ceea ce este în jurul nostru. Dacă să ascultăm tot ceea ce este în jurul nostru, implică să ne punem întrebări și să avem o opinie individuală, adică părerea mea personală asupra unui subiect, ceea ce nu prea avem. Noi, ca societate, tindem să preluăm ceea ce vedem mai nou, ce vedem pe Facebook, dacă vedem ceva ce se spune pe Facebook,
și e cumva așa intrigant și vedem că multă lume se aprinde și este de acord, în special dacă vedem că o persoană pe care noi o admirăm din orice punct de vedere sau este vreo vedetă de care nouă ne place și este de acord asupra subiectului, o împrăștiem fără să ne mai punem niciun fel de întrebare asupra acelui aspect și o repetăm la infinit. Așa și cu respectul. Veșnica zicală este o lipsă de respect faptul că tu nu știu ce sau tu trebuie să mă respecti pentru că eu am o vârstă, tu trebuie să mă respecti pentru că eu te-am făcut pe tine. Lucrurile nu stau așa. Respectul este ceva ce se câștigă. Respectul este ceva ce trebuie să vină din ambele părți, în sensul că este o stradă cu două sensuri. Indiferent că vorbim aici despre respectul pe care un copil de 2 ani jumate, cum este fiica mea, oare, față de mine și eu față de ea. Dacă eu îmi doresc respectul ei pe viitor, trebuie automat să o respect pe ea ca individ. Și asta este ceea ce înseamnă respectul în esența lui. Respecti o persoană atunci când o accepti așa cum este ea. În momentul în care inhibi părerile, îi refuzi dreptul de a avea opinia ei personală, cumva inhibi, nu dreptul, pentru că până la urmă, faptul că reușești să porți o relație de o așa natură încât persoana respectivă, persoanei respective este teamă sau este groază sau pur și simplu nu vede rostul să-ți spună părerea lui sinceră și ai un gen de acesta de relație nesinceră. În sensul că eu cred că mulți dintre noi știm aceste relații în care te întâlnești cu cineva și vorbim despre ceva și spunem ceea ce se spune la modul general și râdem și suntem cu toții de aceeași părere, indiferent că suntem două persoane sau suntem un grup de 20, este ceva imposibil ca 20 de persoane să aibă exact aceeași părere. Este imposibil ca doi oameni să aibă exact aceeași părere și să nu vadă lucrurile cel puțin diferit, să vadă o altă perspectivă. Este ori refuzul persoanei respective de a-ți spune adevărul și atunci este când nu te respectă. Nu te respectă pentru faptul că zice da, ai dreptate. Pentru că este imposibil. Fiecare om are o experiență diferită în lumea asta și atunci este imposibil să vedem lucrurile la fel. Și este ok să fie așa, pentru că faptul că acceptăm mai multe păreri, le ascultăm, le discutăm, nu poate să fie decât constructiv. Te ajută să vezi lucrurile din mai multe puncte de vedere. Și acela este respect. Atunci când tu poți, față de o persoană, să poți să-i spui părerea ta și atunci și ea te respectă pe tine numai atunci când poate să accepte faptul că ai o părere diferită față de ea. Nu înseamnă respect față de mine dacă eu îi spun copilul meu nu. Tu vei face așa și așa și așa. Și are o părere diferită față de mine, faptul că face ce-i spun eu nu înseamnă decât faptul că am găsit o manieră de a obliga o persoană care are alte păreri, altă viziune, altă dorință să facă ceva ce nu-și dorește. Nu-i voi câștiga niciodată respectul, nu înseamnă că mă respectă, înseamnă că se teme de mine într-o oarecare măsură sau se simte obligată să facă anumite lucruri sau să fie de acord cu tot ceea ce spun eu. Mă respectă și eu am reușit să clădesc acel drum al copilului meu către mine, prin faptul că și eu l-am respectat la rândul lui, atunci când are puterea să-mi spună nu, mamă, îmi pare rău, dar nu sunt de acord cu tine, părerea mea este asta și dacă este vorba de ceva ce ne implică pe amândoi, este respect atunci când încercăm să găsim o cale comună. Acela este respect și nu poate funcționa decât din ambele sensuri, niciodată dintr-un singur sens. Pentru că nu funcționează, respectul nu funcționează așa. Că vorbim despre educație, atunci când vorbim de o persoană mai în vârstă sau care a obținut ceva în viață și te comporți la un anumit nivel, da, trebuie să ai educație față de oricine. Dar educația nu înseamnă la fel. Cum respectul nu înseamnă să nu ai o părere, să nu poți să deschizi gura, să nu poți să nu fii de acord cu ceva, la fel nici educația nu înseamnă acest lucru. Acest lucru este o preconcepție pe care noi o avem foarte mult și pe care o extindem copiilor noștri. În sensul că le dăm prea puțin dreptul de a avea o opinie, le dăm prea puțin dreptul de a, mai ales în ceea ce privește felul în care se raportează ei la școală, cu adulții din viața lor. Asta îi va face să fie foarte inhibați și în momentul în care vor ieși din acel mediu și nu vor mai fi copii și părerea lor chiar va conta cu adevărat și le va influența viața, nu vor fi capabili să o deie, să o susțină. Sunt persoane care au un caracter foarte puternic și sunt așa și cumva vor trece de aceste aspecte, dar nu cu toții suntem la fel. Și de multe ori foarte mulți copii cresc cu ideea că dacă li se spune un lucru și au de-a face cu persoane care sunt mai puternice într-un fel sau altul față de ei sau sunt poziționate peste ei la anumit nivel, automat au dreptul să-și impună părerea și părerea lor automat va fi cea potrivită. Și atunci omorâm această
Această întrebare cu de ce, sunt de acord oare cu asta, vreau să susțin cu adevărat asta, care este punctul meu de vedere? Părerea tuturor contează. De aceea se zice că buturuga mică răstoarnă carul mare, pentru că, într-adevăr, părerea fiecăruia dintre noi contează și fiecare dintre noi avem datoria de a ne-o expune, de a o argumenta și de a vedea responsabilitatea în părerea pe care o avem noi. De a nu mai arunca lucruri așa la întâmplare fără să ne dăm seama în ce fel influențează lumea. Pentru că influențează și influențează foarte, foarte mult. În momentul în care un copil înțelege că respectul este de așa natură, în sensul că și tu trebuie să respecti persoana respectivă, că ea să te respecte la rândul ei și felul în care îl înveți să asculte părerea altcuiva și în același timp să o poată expune și pe a lui, rezolvă foarte multe probleme de educație pe care noi încercăm să le impunem. În sensul că întotdeauna vor asculta ce avem și noi de spus, vor spune ceea ce gândesc și ei și atunci noi vom putea aprecia felul în care ei gândesc și ne vom da seama unde trebuie să mai lucrăm cu ei, ce anume ar trebui să le mai explicăm, cum ar trebui să-i susținem să învețe să aibă un mod de a privi lucrurile mai bun, dacă au lacune într-un anumit sens, vom avea o înțelegere reală a ce înseamnă personalitatea lor și a cum sunt ei de fapt. Și când vor crește și problemele adevărate vor interveni și se vor afla în medii în care ei personal trebuie să se lupte pentru că nu veți putea fi cu ei la infinit, atunci vor ști să facă asta pentru ei. Și pe lângă toate astea vom avea în sfârșit o societate care își pune întrebări reale asupra lucrurilor și pot ajuta la evoluție cu adevărat. Și atunci votul lor va conta, vocea lor va conta și așa mai departe. Pentru că nu poți să te aștepți la cineva să înțeleagă anumite lucruri dacă nu își pune întrebări asupra nimic. Părerea mea e că una dintre motourile pe care toată lumea ar trebui să le aibă, o zicală care mie îmi place foarte mult, este pe engleză, pentru că în engleză sunt multe lucruri explicative mult mai scurt decât pe limba română, este question everything, adică întreabă-te în legătură cu orice, pune-ți întrebări în legătură cu orice. Nu înseamnă să te crezi mai deștept decât alți oameni dacă tu îți pui întrebări legate de ceva ce toată lumea crede că s-a explicat deja. Eu tind să fiu genul ăsta de persoană, de-aia îmi și place zicala aceasta foarte mult, pentru că eu sunt de părere că fiecare dintre noi ar trebui să-și pună întrebări în legătură cu orice. Ceva ce a mers la 1 milion, 2 milioane, 10 milioane de persoane nu înseamnă că neapărat ți se potrivește și ție. Nu înseamnă că tu trebuie să ai aceeași părere. Părerea mea e că cu toții avem, într-o oarecare mică măsură, păreri diferite. Chiar dacă este și numai un pic, acel pic pe care tu îl expui poate să ajute o altă persoană să vadă încă un pic și încă un pic și încă un pic și în timp să vedem lucrurile într-o manieră mult mai apropiată de adevăr. Să vedem și să luăm în considerare mai multe aspecte ale unei probleme atunci când avem ceva de făcut. Și felul, va schimba felul în care luăm schimbarea, pentru că trăim într-o epocă în care chiar avem parte de foarte multă schimbare. Cel puțin generația noastră cred că a trăit prin așa multe schimbări, în special noi ca popor român, faptul că a trebuit să emigrăm foarte mult, faptul că au fost multe schimbări așa la nivel global, în special cu pandemia aceasta și felul în care lucrurile se vor schimba de acum. Reticența la schimbare nu va fi niciodată bună, lumea întotdeauna se va schimba și asta trebuie să înțelegem cu toții și atunci trebuie să ne pregătim copiii în special, pentru că pe mine asta e punctul care mă interesează cel mai mult acum, felul în care îmi voi crește copiii. Și este important să-i creștem într-un mod sănătos cu adevărat, într-un mod în care să fie pregătiți pentru ceea ce urmează și să încetăm să ne mai gândim la vai ce cu minți eram noi ca copii, vai cum erau lucrurile pe vremea noastră, vai că copiii mei nu ar fi făcut așa ceva niciodată, vai că noi de spuneam la mama așa ceva, nu știu ce, pentru că nu spune nimeni că acele lucruri erau exact așa cum trebuie să fie. Nimic din ce era în trecut nu trebuia să fie așa, pentru că evoluăm constant. Așa cum ne bucurăm de evoluția tehnologică și ne gândim că, Doamne, oare cum trăiam fără telefon acum nu știu cât timp sau diferite chestii de genul ăsta, apreciem ceea ce este comod pentru noi, ceea ce ne aduce comoditate, dar nu vrem să acceptăm deloc ceea ce înseamnă incomoditate, pentru că este incomod, este greu să-ți schimbi concepțiile, este greu de multe ori să auzi că cineva nu este de acord cu tine și este foarte, foarte greu, în special pentru cei care cred foarte tare în faptul că trebuie să primească acest respect pentru simplu fapt că au trecut și au ajuns la o anumită vârstă și au copii și copiii aceia s-au născut automat cu respectul implantat în creier. Nu este așa. Nu este așa și părerea mea că ar trebui să facem schimbări serioase în acest aspect și ar trebui să respectăm noi la rândul nostru, oamenii din jurul nostru și să avem respect față de societatea noastră, în primul rând,
și să ne punem întrebări și să încercăm să ducem lucrurile, să le împingem către evoluție cu adevărat, către ceva pozitiv și mai puțin negativ, să nu ne mai plângem atâta și să încercăm să facem partea noastră din poveste, pentru că cu toții avem una, indiferent că suntem faimoși sau nu suntem faimoși, fiecare avem un gen de platformă, indiferent că este vorba de YouTube, cele care au canal de YouTube, indiferent că platforma noastră este atât de limitată în ceea ce privesc copiii noștri, cunoștințele noastre, familia noastră, indiferent despre ce fel de mediu vorbim, cu toții avem o platformă și cu toții avem, prin prisma acestui lucru, o responsabilitate să împingem lucrurile către bine. Și lucrurile bune niciodată nu vor fi închistate sau puse un lacăt pe ele, sau întotdeauna calea bună va fi aceea a libertății, a sincerității față de sine, în primul rând. Întotdeauna va fi calea bună aceea mai anevoioasă, ca să-i spunem așa, pentru că va fi întotdeauna greu să schimbi idei împământenite de mulți ani de zile, dar cu siguranță nu este imposibil. Asta este ce am avut eu să vă spun în vlogul de astăzi. Sper ca măcar o persoană să înceapă să-și pună întrebări legate mai multe lucruri. Eu am vorbit despre respect pentru că este un lucru care mi-a atras atenția recent, gândindu-mă la educația copiilor mei, desigur. Pentru că cred că acela este momentul în care începem să ne gândim cel mai mult la lucrurile acestea. Și îmi doresc tare, tare, tare mult ca să pot să fac partea mea în ceea ce privește societatea și să vă îndemn pe cei care doriți, desigur, până la urmă este alegerea fiecăruia. Poate mulți dintre voi nu veți fi de acord cu mine, dar cred că este responsabilitatea noastră, indiferent care este cazul, să ne punem întrebări asupra lucrurilor și să avem o opinie și să avem curajul, în primul rând, să o spunem și să ne încurajăm copiii la rândul lor să înțeleagă că părerea lor cu adevărat contează. Sunt o parte mare, mare, mare a societății noastre și faptul că să încetăm să le mai spunem că nu, tu ești unul la un milion sau tu, nu știu cum să spun eu, faptul că mai mulți oameni spun același lucru nu înseamnă neapărat că părerea ta, dacă este diferită, nu va ajunge să conteze niciodată. Pentru că cred că multe vise au fost omorâte așa și iar genul de lucruri ca ce va spune lumea au omorât foarte multe vise de-a lungul timpului și sunt niște idei care trebuie să dispară și să nu fie auzite de copiii noștri niciodată, pentru că nu aduc nimic bun. Cu toții contăm, vocea fiecăruia dintre noi contează și eu cred că este extrem, extrem de important să le insuflăm asta copiilor noștri. Asta a fost pentru astăzi. Dacă v-a plăcut clipul meu, vă rog frumos să-mi dați un like, să apăsați butonul de subscribe dacă nu ați făcut-o deja și ne vedem la următorul vlog.